Un adult din patru suferă de hemoroiz potrivit statisticilor, dar care sunt de fapt cauzele apariției bolii hemoroidale? Cum se rezolvă ea în condițiile în care mulți români nu se duc la doctor de teamă, de rușine sau chiar de frica de durere? Vom afla despre tehnici noi fără durere de la domnul doctor Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgia laparoscopică avansată și, bineînțeles, în proctologie. Se spune adesea că dieta condimentată și statul mult pe scaun sunt factorii favorizanți pentru boala hemoroidală. Cât adevăr este în acest lucru și care sunt, de fapt, cauzele apariției hemoroizilor? Este adevăr în, în spusele dumneavoastră, într-adevăr dieta condimentată poate fi una din cauzele de apariție a hemoroizilor, ca și tulburările de tranzit intestinal, care sunt relativ, relativ frecvente, sau hemoroizii mai apar la persoane care au un deficit de sinteză la nivelul testului conjunctiv. Se sintetizează diferit față de alte persoane, în așa fel încât există o anume laxitate la nivelul venelor, pentru că Hemoroizii niște vene, fapt care favorizează apariția mai frecventă la aceste persoane a patologiei hemoroidale. În ce stadii ajung de obicei pacienții la medic, și aici mă refer în special la chirurg? Ajung de la stadii acute cu tromboză hemoroidară acută, în care se remarcă la examenul obiectiv apariția unei umflături la nivel, la nivel, anal de obicei foarte dureroasă, ajung cu sângerări uh, care apar în, în momentul defecației uh, sau după, ajung cu uh, dureri din cauza uh, patologiei hemoroidare și în general în diverse, în, diverte, în diverse stadii de evoluție a bolii, a bolii hemoroidare, de la hemoroizii simpli externi care pot fi rezolvați la uh, destul de rapid prin tratament medical până la hemoroizi interni, prolabați, și cu totul în exterior care necesită o abordare chirurgicală un pic mai complexă. Când ar trebui de fapt pacienții să vină la medic să nu stea acasă? În cazul în care simptomatologia persistă, de exemplu, să vorbim de sângerare la nivel anal. Sângerarea anală poate fi dată de fisuri de hemoroizi, de polipi la nivel anal, sau poate fi dată de existența unor tumori la nivelul canalului anal sau la nivelul colonului, caz în care este necesară o explorare suplimentară prin colonoscopie. Dacă au aceste simptome, ar trebui să vină pe lângă momentul acut de prezentare cu această boală la medic, să vină și dacă au aceste simptome, cumva ca screening pentru cancer de colon, de, de colon de exemplu sunt câteva metode nechirurgicale care sunt promovate în spațiul online și aș vrea să știu cât de mult sunt practicate ele de către medici chirurgi pentru că am văzut și medici chirurgi de chirurgie generală sau vasculară care le practică și în ce stadii s-ar potrivi mă refer aici la ligatura elastică la sclerozarea fotocoagularea cu infraroșu sau laser și crioterapia sunt practicate pentru stadiile mai incipiente ale bolii hemoroidale, în care hemoroizii sunt puțin dezvoltați, nu sunt foarte mari și poți aplica niște clipuri, de exemplu, cam cum e în cazul ligaturilor sau poți introduce o fibră de laser în așa fel încât să diminuezi volumul și să rezolvi cât de cât această, această patologie, dar nu nu sunt definitive. Adică, cel puțin după ligaturile elastice, urmate de unii pacienți cu abnegație timp de, de multe ședințe, patologia reapare. Deci nu rezolvă complet. Rezolvă doar, probabil, pentru o perioadă de timp această boală. Iar tratamentul conservator mă refer aici inclusiv la dietă și medicație. În ce măsură poate trata și chiar vindeca boala hemoroidală. Să ne referim aici la efortul de defecație, efortul de defecație care apare la pacienții constipați. Dacă își modifică un pic stilul de viață și regimul alimentar, încât atunci când merg la toaletă totul să fie uh, normal și să nu se chinuie între, uh, între ghilimele, uh, atunci poate fi, poate fi util uh, schimbarea regimului sau chiar tratamentul medicamentos care mai modifică un pic uh, consistența materiilor fecale. Există și tendința automedicației, cel puțin din partea pacienților cărora le este frică să meargă la medic. Se duc la farmacie, își cumpără din farmacie um, anumite medicamente care, poate, o perioadă le ameliorează simptomatologia. Cât de periculos este acest lucru? Nu cred că e periculos. E adevărat că pacienții se automedice automedicează. Există Numeroase medicamente, creme promovate în această direcție, de la online la TV, și vin în general când deja au încercat aceste metode și nu au dat succes, și atunci cel mai probabil e nevoie să le rezolvi problema pe cale chirurgicală. Când anume se indică operația chirurgicală și care sunt tehnicile care practic îi ajută pe pacienți din punct de vedere psihic să stea liniștiți că nu, nu vor avea dureri? Tehnicile chirurgicale se aplică în stadiile mai, mai avansate ale bolii, în stadiile 3, în stadiul 4, când deja metodele medicale, pe care, medicamentoase pe care aceștia le-au le urmat, nu, nu, au fost însoțite și de succes. Există mai multe tehnici. Există tehnici chirurgicale clasice, care se fac în regim de uh, spitalizare uh, continuă, adică pacientul trebuie să, uh, să fie spitalizat pentru o perioadă de 24 de ore și intervențiile se realizează de regulă sub rachianestezie. Uh, mă refer aici ca și tehnici clasice, sunt hemoroidectomia tip Ferguson, Milligan-Morgan, care totuși Post-operator sunt grevate de anumite neplăceri la nivelul uh, regiunii anoperianale uh, și uh, sunt destul de dificil. Uh, tolerate și uh, suportate de către pacient, nu neapărat datorită uh, durerilor, ci datorită ap apariției unor simptome supărătoare, de, tot felul de, uh, de secreții, de, uh, de neplăceri la nivelul acelei uh, regiuni, dar s-a dezvoltat uh, și o tehnică mai nouă, o, e o tehnică care e inventată de un chirurg italian care trăiește din câte știu, îl cheamă Antonio Longo, uh, care e adresată uh, pacienților care prezintă hemoroizi în stadii avansate și care presupune utilizarea unui, unui stapler. Este o tehnică foarte bună din punctul meu de vedere, în sensul că rezolvă cauza hemoroizilor interni și anume vascularizația de la nivel hemoroidar intern. Această vascularizație venoasă, mă refer, e responsabilă de apariția hemoroizilor interni care prolabează, cad prin canalul anal și se văd în exterior. Tehnica se realizează cu anestezie și presupune o hemoroidectomie, adică îndepărtarea hemoroizilor interni și o hemoroidopexie, adică prin utilizarea unui stapler circular se rezecă o porțiune de mucoasa anorectală, care are o lungime de 3-4 cm circular, în așa fel încât hemoroizii urcă în rect și sunt și staplați și, și îndepărtați. În urma acestei proceduri nu e nicio plagă. Durerea resimțită imediat postoperator e asemănată cu senzația de tensiune în rect, și pacienții sunt într-adevăr foarte mulțumiți de tehnica asta mai nouă. Sigur, sunt diverse tipuri de steplere, sunt diverse, diversi producători care, care realizează genul ăsta de device-uri, sunt steplere pentru hemoroizi mai mici, pentru hemoroizi high volume, mă rog, e o întreagă, pleiadă de, de device-uri care ne pot ajuta să rezolvăm această problemă a pacienților. Am văzut că această tehnică Longo se realizează și în spitalele de stat și la privat în România. Da, se realizează în ambele spitale, în ambele tipuri de spitale, da. Um, după acest tip de tehnică există riscul de recidivă? N-am întâlnit, sincer să fiu. Adică, e o tehnică care rezolvă într-adevăr, e o tehnică bună, e o tehnică deșteaptă, între ghilimele, care rezolvă această problemă. Eu personal n-am avut pacienți care să vină cu recidiva hemoroizilor interni după această operație. Există totuși unii pacienți care, datorită faptului că arhitectura vasculară la nivelul acela se reorganizează, dacă acești pacienți aveau și hemoroizi externi, dezvoltați din venele hemoroidare externe, aceștia se pot uh, umfla între ghilimele puțin, dar lucrul ăsta e rezolvabil cu tratament uh, medicamentos fără să fie nevoie de o altă, uh, de o altă intervenție. Cum este recuperarea postoperatorie după această tehnică versus uh, tehnicile clasice? E fenomenală. Față de față de tehnicile clasice marea majoritate a pacienților, cred că peste 80%, nu resimt mai nimic. Da, au scaun normal, poate unii dintre ei cu persistența unor sângerări postoperator, dar care nu se întind pe o perioadă foarte, foarte îndelungată. Dar faptul că nu au nicio plagă la nivel perianal, la nivelul pielii, la nivelul anusului e, e, e foarte bine pentru, pentru ei.